Sunt câteva momente care definez viața unui om. Sunt momente de cotitură și modul în care decizi în acel context, în acea răscruce de drum a vieții tale, îți va marca restul, probabil, vieții întreale pe acest pământ. Dacă iei pe un drum greșit, toate lucrurile vor merge într-o direcție total greșită a vieții tale. Însă dacă alegi bine, vei avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Pare simplu, pare ușor de spus... De așa de greu când ești în situația de a fi prins undeva între a alege două lucruri. Cu ani de zile în urmă, cu mulți ani de zile în urmă, știu, a fost o vreme când eram tânăr, dar cu ani de zile în urmă terminasem la București Teologia, m-am fost trimis de către comunitatea pentecostală regională de Oradea. Titlu complet. Da? Am fost trimis la ȘTEI. Și în momentul în care am început slujirea acolo, vreau să vă spun că n-a fost din punct de vedere material, financiar, cea mai confortabilă postură în care m-am aflat. A fost o perioadă destul de delicată, în care pur și simplu vreau să vă spun, tata mi-a făcut un cadou de, de nunt, aproape, aș putea să spun, cu câteva luni înainte să mă căsătoresc, mi-a făcut cadou o mașină, un Renault Laguna, așa cum ați în minte. O muncit tata pentru el și acum au zis, dragul meu, e mașina, acum de, acolo, de aici încolo, Domnul să te binecuvânteze. Vreau să vă spun că nu o să niciodată când s-a stricat prima bucșă la Renault la Laguna și soția mea avea salari de uh, 600-700 de lei undeva pe acolo, eu nu aveam niciun salar pe vremea aia, dar știam să număr salarul soției, asta e foarte important. Țin minte când s-a stricat prima bucșă, m-am dus la un mecanic și a zis nu găsim mai trebuie să mergi la reprezentanța Renault. Și m-am dus la reprezentanța Renault și mi-a spus 2 milioane 700, m-am speriat când am auzit. Adică tot bugetul meu era distrus, o naufragea ca și Titanicul dintr-o dată. Ei, a fost o perioadă grea din punctul ăsta de vedere. Uh, au fost situații, nu exagerez, când nu aveam bani de motorină. Nu aveam să merg până la o anumită biserică să slujesc. Ei, pe tot fondul acesta, țin minte și acum, a venit la mine cineva, un politician, un domn respectabil, și mi-a zis, ă, domnul Coraș, vreau să, vreau să te cunoască cineva. Și am zis, sigur, ăsta cinste, nu, 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 vrea să te cunoască cineva din Oradea. Din Oradea? Da, trebuie să te vezi cu cineva. M-a dus la Oradea și m-am întâlnit cu un politician de seamă la acestui județ. Vreau să vă spun că mi s-au deschis ușile, ca la rapid, știți, suntem păsă tot acasă, porții ni se deschid. Mi s-au deschis ușile și mă, mă gândeam, ce, cine sunt eu așa important să fiu primit? Am fost primit cu cafea, cu foarte mult, bine ați venit la noi. Și zice domnul ăsta politician mai mare, zis Uite despre ce e vorba, domnule Coraș, domnul Pastor. Nu eram Pastor, dar moșor din apă loc m-a făcut. Era numai diacon. M-au și promovat, vedeți. Și zis, uite care-i treaba. Noi de multă vreme pentru zona aceea a șteiului, căutăm o față nouă. Avem nevoie de un politician integru. Avem nevoie de de cineva care să impulsioneze zona. Așa. Și a zis, domnul pastor, și ce ne-am gândit? Ne-am gândit că dumneavoastră ați fi persoana potrivită. Vrem să vă facem o ofertă, bineînțeles, vă punem consilier pentru oraș, vă punem în pe un loc eligibil, vă dăm locul 2, așa, cu zmerenie, și au să în plus de asta, o să avem grijă să beneficiați, știți, de anumite avantaje. Eu, politician. Da. Păi de ce? Pentru că aveți așa o vorbă bună care ajunge la inima omului. Păi. Așa din biserică mă certau pe vremea și am zis, mă, politicienii mă... au uh, zis, să uh, n-am nevoie de un răspuns acum, dar vă rog, gândiți-vă bine și dați-mi un răspuns peste câteva zile. I-am spus uh, pe loc în două minute, uh, răspunsul meu este nu. Dar domnul, nu, eu mă ocup cu altceva. Eu am alte, uh, alte uh, preocupări. Nu-i vorba că ce ce că e, ok, e foarte ok, dar eu am altă chemare. Acum vreau să vă spun că, deși am zis nu, mi-a fost așa de greu să rostesc cuvântul ăsta. Pentru câteva fracțiuni de secundă, în mintea mea se făceau niște scenarii. Bă, dar ai putea totuși să-ți predi să, să fii și politician. De ce nu? În mintea mea s-au derulat câteva scenarii destul de ispititoare. Vreau să vă spun că nu mi-a fost ușor, având în vedere și condiția mea uh, financiară de la vremea respectivă. Mă având în vedere promisiunile care mi se făceau, resursele de care aș fi beneficiat și cu toate acestea, uh, prin ajutorul lui Dumnezeu, am putut să spun nu. Dar știți ce m-am gândit? Ce paradox, ce interesant. Oferta asta a venit exact în momentul în care eu nu aveam bani de motorină. Exact în momentul în care nu permiteam să schimb uh, uh, o bucșă la mașină. Exact în momentul în care uh, vroiam să-mi cumpăr o cămașă și nu mi permiteam. Exact în momentul ăla a venit toată oferta asta. Și ce vreau să înțelegi și vreau să spun în seara aceasta? Vreau să vă spun, dragii mei, că diavolul întotdeauna va încerca să-ți ofere anumite lucruri, aparent bune, inofensive, prin care să te cumpere prin care să te distragă de la planul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun, noi suntem neprețuiți înaintea lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 43, cu versetele 4 la 6, Dumnezeu spune că avem atât de mare preț în ochii lui Dumnezeu că dă popoare întregi pentru viața noastră. Și ascultă-mă, diavolul știind că tu ești neprețuit în ochii lui Dumnezeu, pune un preț pe tine. A pus un preț pe capul tău și vrea să te cumpere. Vrea să te prindă, vrea să te atragă undeva, unde mai apoi să te poată distruge, să-ți poată distruge principiile și viața. Dragii mei, diavolul întotdeauna asta vreau să vă spun, va veni cu ofertele cele mai bune în momentul în care îți va fi cel mai greu în viață. El știe să exploateze momentele cele mai vulnerabile din viața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la Domnul Isus Hristos a venit să-l ispitească nu la 20-a zi de post, nu la 30-a zi de post. Spune cuvântul Domnului că diavolul s-a apropiat de Isus, știți, după 40 de zile. Spune că după ce a flămânzit, la urmă, a venit diavolul. Nu momentul în care ești puternic Nu momentul în care uh, ești curajos Nu momentul în care ești plin uh, de încredere Ci momentul în care ești expus și în care ești vulnerabil. După ce a flămânzit Diavolul s-a apropiat de el Și fiți atenți Îi face prima ofertă îi Face a doua Și întotdeauna crește oferta O face progresiv O face pentru că vrea să afle Dacă există un punct în viața ta În care te poate cumpăra Dragii mei de ce spun lucrurile acestea? Pentru că am citit un pasaj din Scriptură în care la un moment dat spune Biblia că Ahab îi face ofertă lui Iosafat. Vină împreună cu mine să ne suim, să luăm ramotul din Galat care era ocupat de sirieni și în modul acesta o să ne fie bine și mie și ție. Pe principiu bucureștean să ne fie bine, să nu ne fie rău. Cam asta a fost ideea. Bă, hai să ne fie bine. Acum, dragii mei, Iosafat este omul pus în postura de a accepta sau de a declina o ofertă. Fiecare dintre noi, ascultați-mă, suntem puși în viață, poate chiar săptămâna asta e fost, poate că săptămâna asta care vine, că Dumnezeu știe, de ce trebuie să predic mesajul ăsta. Poate că ești pus în fața unei oferte. Va trebui să o analizez foarte bine. De aceea în această seară vreau să vă predic despre uh, o ofertă de nerefuzat sau de refuzat. Am pus o în paranteză pentru că depinde de perspectiva din care o privești. Din perspectiva lumească, oferta care ți s-a făcut e de nerefuzat. Băi, momentul tău. Așa ceva o dată în viață trăiești. Dar s-ar putea ca din perspectiva lui Dumnezeu oferta pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești să fie una de refuzat. Asta rămâne la latitudinea ta. De aceea în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și primul aspect o să fie o predică simplă, dar, dragii mei, nu simplistă. Pentru că principiile lui Dumnezeu sunt simple, dar sunt extraordinar de profunde. Și primul aspect pe care vreau să vedem în această seară, dragii mei, este următorul. De ce ne este greu să refuzăm anumite oferte? De ce ne este așa de greu în fața unor oferte să, să spunem nu? Mai ales când ofertele acestea sunt făcute de Ahab, de ce ne este greu să refuzăm anumite oferte? Dragii mei, un prim motiv este acesta, din cauza predispoziției noastre spre păcat. Ascultă-mă, există în fiecare dintre noi, în mine și în tine, există o predispoziție spre păcat, spre rău. Și de aceea, oferta aceea pe care diavolul ți-o face, prin diferite interpuși, Oferta pe care diavolul ți-o face e atât de tentantă, e așa de ispititoare, știi de ce? Pentru că, ascultă există o predispoziție în mine și în tine, în urma păcatului adamic. În Geneza, capitolul 6, cu versetul 5, Dumnezeu constată lucrul acesta. Domnul a văzut că răutatea omului era cum? Mare pe pământ și că auziți toate întocmirile și gândurile din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oamenii, dragii mei, sunt predispuși înspre rău. Avem natura asta, noi păcătoasă. Și avem o predispoziție, dragii mei, înspre rău. De aceea, ăsta este, ăsta este un, un, motiv pentru care e așa de greu să refuzi unele oferte care ți se fac. Deși știi că nu sunt biblice, că nu sunt morale, deși știi că trebuie în modul acesta să te îndepărtezi de Dumnezeu dacă le accepti. Și cu toate acestea e așa de greu să, să refuzi anumite lucruri. Dragii mei, există o predispoziție noi spre rău. Apropo de asta, nu o să niciodată o, o, o scenă relatată de către un păstor. Zice, frate, dorem, am dus într-o familie să fac o rugăciune cu un cu un de Și acum era un frate bolnav acolo la pat, mă duc, mă rog, îi fac rugăciunea, mă rog cu credință, cer, psalmul 20, binecuvântez în numele Domnului, îl ridic eu, dacă nu se ridică el. Și lângă el era încă un frate. Și eu știam că și ăsta e puțin bolnav. Și zic, frate, zice, nu vrei să-ți fac și ție ungerea cu undelemn să mă rog, ferească Dumnezeu, zice, nu te rogi pentru mine. Păi cum adică? Eu făcut o ofertă bună, nu să te rogi cu ungerea cu undelemn. Cine nu... zice, frate, zice, dacă ai ști cât de mult, m-am tot căutat să-mi găsească și o boală, să mă pot pensiona, tu nu-ți imaginezi. Doamne, ferește să mă lași pe mine fără pensie. Nu, mulțumesc pentru mine, nu te rogi. Dumnezeu să înțelegeți, oameni pocăiți. De ce avem astfel de gândiri? Știți de ce? Pentru că există o predispoziție în fiecare dintre noi spre păcat. De e greu să refuzăm unele oferte. Mai apoi, dragii mei, un alt motiv pentru care este greu să refuzăm ofertele pe care le primim și care nu sunt, spun încă o dată, bune, este din cauza persoanei care ne face oferta. Predispoziția noastră spre păcat. Doi, persoana care ne face oferta aceea. E greu de refuzat. Acum gândiți-vă, Iosafat spune Biblia, în ce relație era cu Ahab? Erau cuscri. S-au încuscrit. Socru mic socru mare. Nu știu că o dea mai mult la dar erau cuscri. Și acum gândiți-vă că pe fondul ăsta relațional și mai mult de pe fondul familiarității, unde îi face oferta asta? În ce moment îi face oferta lui, Iosafa, lui Iosafat? Deci Biblia că o tăiat acolo oi și boi, mâncare bună de tot coșmarul vegetarianilor, raiul celorlalți. La masă se mânca bine și după ce o mânca bine, spune cuvântul Domnului că îi zice, a, apropo, cuscru, hai să zic ceva. Nu vrei să vii cu mine să-i batem pe sirien, să, să dăm la pruncii noștri cu alte cuvinte, o leacă de zestre, mai bună? Și știți de ce e greu uneori să refuzi anumite oferte în viață? Din cauza persoanei care ți le face. Pentru că ai anumit un raport de pretenie, ai anumit raport de, de familiaritate cu persoana respectivă, de aceea, dragii mei, uneori e foarte greu să renunți oferta aceea. Săptămâni de zile în urmă vorbeam cu, vorbeam cu, un frate de meu, coleg slujitor, și spunea, Dorelă, sunt într-o mare dilemă. A zis, că e dilema ta? A zis, unul din frații mei a, părăsit biserica, nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, dar zis, și o zis și-o găsit pe cineva. Și acum s-au căsătorit la primărie, și mă au chemat să mă duc la masă să fac o rugăciune pentru ei. Și a zis, e păi frate meu, pe de altă parte, relația lor nu-i bună, binecuvântată. Și a zis, Dorel, ce fac? Am o presiune mare din partea întregii familii. Cum să nu te duci pentru frate tot Frate mi-a mi zis că dacă nu vii mă supăr pe tine, nu mai vorbesc cu tine. Să deci, știți că uneori ai vreau ce să fim un păstor, nu. Și îmi spunea prietenul ăsta meu, Dorel, rogă pentru mine, pentru că trebuie să iau o decizie în direcția asta. Și a zis, tu ce spui? I-a zis un singur lucru. Vei crea un precedent, vei crea un precedent și doi la mână. Îl vei supera pe Dumnezeu. În rest, altceva n-am ce să spun. Și acest prieten de-a meu, păstor, cu inima strânsă, i-a spus du frate să vin la masă, nu nicio problemă, dar eu nu mă rog, nu citesc nimic. Scandal în familie, presiune din partea, dar cum adică tu ești mai sfânt, alții fac și tu nu faci, a zis, până aici. Decât să-L supăr pe Dumnezeu, mai bine să-L supăr și frații dacă trebuie. Pentru că oameni buni, vreau să vă spun ceva, e greu uneori să refuz persoanele, dar trebuie să-ți păstrezi principiile. Și Dumnezeu ne cheamă la asta. E foarte greu, credeți-mă, uneori să, să spui nu. Tocmai din cauza predispoziției pe care o avem înspre păcat, din cauza persoanelor care ne fac respectivă ofertă, trei, din cauza propunerilor tentante care ni se fac. Că nu numai persoana, poate una familiară, cum e cazul ăsta, e cu lui. Nu numai că avem o predispoziție, dragii mei, prin naștere înspre păcat, dar în același timp și din cauza propunerilor tentante care ni se fac. Pentru că niciodată acum diavolul nu o să vină să îți ofere ceva ce nu te interesează, ba din potrivă. Întotdeauna ispita aceea diavolului va încerca să-ți ofere ceea ce tu îți dorești, numai prin mijloace greșite. Asta este în esență ispita. Asta este în esență oferta celui rău. Vrea să-ți ofere ceea ce tu ai vrea să ai, dar prin mijloace greșite. De aceea, dragii mei, întotdeauna va fi o propunere tentantă. Gândește-te la asta. Și de-aia greu să spui nu. De ce mi-e așa de greu, frate, să spun nu? Și de ce e greu să spui nu? Pentru că oferta e tentantă. Pentru că în inima ta e vrea. Pentru că poate că ai o nevoie reală, dar atenție, modul prin care tu vrei să obții acea binecuvântare e unul păcătos. În Geneza capitolul 30 cu 25 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iacov, care îi sub unui socru de coșmar pe nume Laban, ban, zice Biblia, că la un moment dat ăsta îi spune lui socru, bă, vreau să mă duc acasă înapoi la Vreau să mă duc acasă. Și dintr-o dată la ban își schimbă tonul, își schimbă vocea, își schimbă abordarea, la ban nu-i mai dur cu Iacov, la ban dintr-o dată începe să vorbească foarte miros. Și spune, văd că Dumnezeu m-a binecuvântat din cauza ta, ce harul Domnului cu tine, generele meu, că ești pacică, văd că Domnul mă binecuvântează. Și auziți, ca să-l convingă pe Iacov să nu plece. Și și îi spune la ban ceva ce n-ar fi spus niciodată. Eu omul ăsta nu vrea să de la nimeni nimic. Și cu toate acestea, spune în versetul 31, Geneza 30 cu 31, îi zice la Ban, auziți, îi zice lui Iosif, lui, lui, lui Iacov, lui Gineriso, ce vrei să-ți dau? Cerem ce vrei și îți voi da. Nu asta dă ofertă tentantă. Să îți se ofere ce vrei tu. Îți alegi. Dragii mei, diavolul este un expert în zona asta, în a-ți oferi ceea ce tu vrei cu adevărat. Probabil că am mai spus -o în biserică, dar vă spun pentru că și ăsta a fost un moment de căutitură al vieții mele. Toată viața în liceu, primii trei ani de zile, eu am fost, dintre a până la 11, am fost despărțit de Dumnezeu, un rebel împotriva bisericii. Și cea mai mare, cea mai mare visă a unui licean, în perioada mea, nu era să fie influencer, să aibă nu știu câte mii de vizualizări pe TikTok. Cea mai mare visă a unui, licean, vorbesc de anii 2000, când trebuia să sfârșească lumea după unele profeții, Și că aveam și o cântare, curând, curând, acasă vom sosi, nu vom mai aștepta nici anul 2000. Am scos-o, că am rebranduit-o, nu știu, am schimbat ceva din ea. Ei, a, cea mai mare visă a unui adolescent, a unui licean, era să reușești, noi eram băieți în clasă, să reușești să o scoți la suc, atenție, la suc, pe mis liceu. dacă reușeai lucrul ăsta, erai cel mai tare. M-am dus și eu să să-i fac o ofertă. Vrei să ieși cu mine la suc? Să uitat? Nu. A fost foarte, cel mai scurt nu din viața mea. Și m-am gândit foarte serios de ce m-au refuzat totuși atât de, de brutal? Era simplu, eram înalt și slab. Și m-am pus la culturism. Io, și mi-am dus spatele și nu vă spun cât, că am făcut culturism, dar aș face și pe Zoli, cred că invidios, la ce program cine pe vremea aia. Uh, am, am tras în minte vreo doi ani jumate și vă spun, am prins curaj după vreo doi ani și ceva, bă, acum sigur nu mă refuză. Și m-am dus înapoi. Umflat. Tricou umulat. Și mai încrezător puțin de data asta, am zis, vrei să ieșim la un soc? Și au zis, nu. Wow. Sfârșitul lumii, credeți-mă. Și m-am gândit din nou ce nu ce lipsește. Și mi-am dat seama că nu aveam haine potrivite. Aveam chinezării. Era trending în vremea aia, Adidas original, wow, cine avea adidas era cineva. Adică ce-am muncit, vă spun săptămâna la rând, am muncit ca robu ca să-mi câștig primii mei bani să cumpăr Adidas original din Germania, de la Bișnițar, și, uh, și training original, și cu mușchi, cu training original, cu tricou original și cu Adidas original, m-am dus să o invit la suc. Și m-am dus foarte încrezător, eram sigur. Am zis, vrei să vii? Deja îi zic, hai, pe aici. Uh, și a zis nu, îmi pare rău, nu pot veni. Am fost distrus. Și care a fost marele har? Că Dumnezeu a oprit nebunia minții mele prin pocăință. Am întâlnit cu Cristos, m-am pocăit și imediat după ce m-am întâlnit la Dumnezeu, în mod inexplicabil, un coleg de-a meu zice, bă, o nebunie lumea. Zic, știu, nu, 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 nu cu pocăiță, lasă-mă cu predice tale, nu, nu predica. Dar de ce o nebunie lumea? Bă, zice, tu știi păcutare, da. Fata pe care toată lumea o curta în liceu, miți. M-a zice, bă, zice, o întreba de tine. De mine? Da! Și o zis, m a trimis, de dați seama ce am ajuns de ce? Eu o curtez pe fata aia de trei ani de zile și nu mă băgat băgat însă acum, m-au zis, zice, hai în coș, știi pe Dorel? Da, îl știu, are și un nume fan. Uh, și o zis, uh, da, zice, spune că vreau să-l cunosc. Zice, ce să-i zic? Îmi zice, spune că nu mă interesează. Nu cred. O zis, bă, nu cred, sincer, nu cred, asta nu, cred multe cu pocăiții, dar asta nu cred. Păi zic, spune că nu mă interesează. Se duce colegul meu, o zis că nu nu, nu, interesează. Și m-a refuzat? Da, o zis că nu vrea. Și zice, du-te, spune, ăsta deja săracul trebuia să facă maraton între noi doi. N-aveam Facebook să comunicăm pe vremea aia și zice, du-te, du, du spune-i, că îl aștept mâine, vineri, la ora 12, îl aștept pe bulevardul Lenin. Dați seama ce bulevard aveam noi, Lenin, cum sună? Așa, pe revoluționar, comunist. Pe bulevardul Lenin, îl aștept pe bancă să vină să ne întâlnim. Aș fi acum un fățarnic să vă spun că așa am dormit de bine și noaptea aia. Doamne, mă duc, nu mă duc. Doamne, mă duc, nu mă duc. Ceva îmi spunea, du-te că o evanghelizezi. Nu faceți evangelizarea emoțională, stați cu miți. Du-te, Dorel, vorbește despre Domnul. vă nu pot. A doua zi mă duc și spun colegul ăsta săracul, nu mai putea. Bă, de ce nu mai e scărușul nimănui? Am zis, du-te, spune că nu mă duc. Vreau să vă spun ce a zis fata aia și ce vă spun eu în realitatea. O zis, spune-lui, Dorel, că nu mă interesează, indiferent, atâta o să-l aștept pe bancă în fiecare vineri îl aștept până vine vreau să vă spun că o așteptam mult bine, că nu m-am dus niciodată. Știți ce mi se părea interesant? Atunci am realizat pentru prima dată în viața mea uh, uh, cât de perfid este diavolul. Dorel, tot ce ți-ai dorit, bă, ți-ai chinuit, ai făcut... L-am disperat pe taică meu să-mi facă gantere, să-mi facă helcometru din ăla, pe-un pot, pe acolo, speriam șobolanii, trăgeam de... adică ai muncit, bă, ai muncit, am stat în genul, nu la rugăciune, băteam parchet din ăla ca să-mi fac bani, să-mi câștig bani, să-mi cumpăr Adidas original și am zis, tot ce ți-ai dorit trei ani de zile și te-au refuzat. Și acum, dintr-o dată, dar au zis colegul, bă, dar ce vezi la băiatul ăsta totuși? Adică ce are el și nu avem noi? Cam asta era. Cred că de acolo s-a inspirat de ele până mai târziu. Și a zis, băi, zice, băiatul ăla are ceva special. Dintr-o dată era special și eu. Oameni buni, știți ce mi-am dat seama că era de fapt? Nu era nici hainele mele, nici vocabularul meu, nu era absolut nimic. Ce era? Era diavolul. Trebuie prins cumva, trebuie smuz înapoi, trebuie tras înapoi. Pentru că diavolul să suferă oferă întotdeauna, crede-mă, ce ți dorit toată viața, numai să nu rămâi în brațele lui Hristos. Din cauza propunerilor tentante, dragii mei, care ni se fac de foarte multe ori, e greu să refuzăm. Și de ce e mai greu să refuzăm? Din cauza unui precedent pe care l-am creat noi. Și din cauza unui precedent pe care l-am creat, la ce mă refer? Acum nu e prima ofertă, dragii mei, și înțelegere la care cei doi ajung. Și care a fost prima înțelegere când s-au încuscrit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Ahab era un om al lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu, un om bun. Ahab era un om idolat. Dumea să știe ce reputație are în scriptură Ahab și cu soția lui Izabela de tristă amintire. Oamenii ăștia nu aveau nicio treabă, oamenii ăștia persecutau oamenii lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu vreau să audă de pocăință și de Dumnezeu. Și cu toate acestea, dragii mei, Iosafat creează un precedent în momentul în care decide să-și căsătorească fiul cu, cu, fica lui Ahab și a Izabelei. Deci există un precedent, dragii mei. de -aia e greu să refuzi. de ce? Pentru că dacă ai spus în urmă cu jumate de an da, acum când vine cu a doua ofertă, e greu să spui nu. Pentru că deja, ascultă-mă, ai creat un precedent. Ai creat un precedent și este o vorbă, România vă vorbe de duc, v-am mai spus și vă mai spun încă una. Odată intrat în joc, trebuie ce să faci? În horă trebuie să joci. Ai spus odată da, știai că nu e ok, știai că nu e de la Dumnezeu, te duci și te duci mai departe. Și în momentul în care creezi un precedent, ascultă-mă, în relație cu cineva, când creezi un precedent în raport cu cineva, este greu să spui nu. E greu să spui acum la masă cu felul 2 și felul 3 și cu deserturi, e greu să spui, bă, nu vin. Nu vin la luptă. Cum să nu vin? Că doar copiii noștri sunt căsătoriți. Doar nu ne-am înțeles bine. Am bătut palma mus 2 ani de zile la nuntă. Acum nu putem bate palma și pentru luptă. Și vedeți dumneavoastră să se creează un precedent. Și vreau să ne uităm în partea a doua conclusivă în această seară. De ce trebuie să refuzăm anumite oferte totuși? Care nu sunt clar de la Dumnezeu. Din cauza că trebuie să încași niște principii. Întotdeauna ascultă-mă, oferta care te va pune în postura să-ți încalci principiile de pocăit, de om lui Dumnezeu, va trebui să o refuzi. Și de ce trebuie să refuzi? Pentru că nu ai dreptul ca și copilul lui Dumnezeu să-ți încalce anumite principii. Acum, de dragul păcii, dragii mei, Iosafat face un compromis, un prim compromis. Îl căsătorește pe fiul său Ioram cu Atalia, fica lui Ahab și a Izabelei. Ăsta e primul compromis pe care îl face. Și vine al doilea. Hai să mergem la luptă, să le dăm șoseste, să luăm din mâna sirenilor un teritoriu și să le fie și lor bine. Dragii mei, întrebarea este aici, cum poți să te duci la luptă, tu Iosafat, alături de cineva care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Ahab se luptă împotriva lui Dumnezeu. Și întrebarea este, cum poți să te duci la luptă cu cineva care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Cum poți să spui că te înțelegi cu cineva care îl bleastă-mă pe Dumnezeu? Cum poți să te gândești? 2 Cronici 19 spune Govântul Lui Dumnezeu cu versetul 1 că Iosafat după experiența aceasta când scapă cu viață, așa, ca prin urechile acului, zice Biblia că Iosafat împăratul lui Iuda s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat Cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cel ce urăște pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Cum ai putut să te duci la luptă cu cei care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cum ai putut, cum ai putut să-ți scași principiile? Cum ai putut să-L ignori pe Dumnezeu? Cum ai putut să te duci să faci înțelegere aia, dirul ăla? Cum ai putut să intri în relația aia când știi că e un compromis? Dragii mei, Trebuie să refuzăm, oricât de tentant ar fi ispita aceea, oricât de uh, familiar am fi cu persoana respectivă, oricât de multe precedente am fi creat, trebuie să le refuzăm. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, când vine vorba să-ți încași principiile, ce-ți mai rămâne? Cu ce rămâi dacă-ți încași principiile? După ce te vei ghida în viață mai târziu? Nu ai dreptul să-ți cași principiile. De dragul nici ne oferte din lumea aceasta. Domnul să ne ajute și să ne păzească la asta. Bon, că n-am să niciodată Povestea Reinhard Bonker a în început misiunii lui în Africa. Și omul ăsta lui Dumnezeu povestește că avea mare nevoie de fonduri pentru lucrarea Dumnezeu, vrea să construiască cel mai mare cor din lume. Și avea un plan extraordinar să construiască uh, cel mai mare cor de evanghelizare din lume mobil. Și, dragii mei, la un moment dat avem mare nevoie de fonduri, de bani și se roagă, bonche se roagă și postește și împreună cu echipa de la Christ for All Nation se roagă, postez. Și într-o zi auziți, omul ăsta primește un telefon și îi se spune, domnule bonche, am auzit de dumneavoastră, era unul dintre cei mai bogați oameni din Nigeria. Nigeria, dragii mei, e cea mai bogată țară în petrol din Africa, ăsta era un magnat al petrolului. Și când au aflat bonche, cine o sună, s-a bucurat. Au zis, asta e ușa, slăviți să fie Domnul. Și au zis, domnule bon, am auzit ce faceți aici, Vrem, vreau să vă invit mâine la mine acasă, pentru că vreau să, vreau să vă fac o ofertă. Am auzit de nevoile lucrării dumneavoastră și deci vreau să vă fac o ofertă. Și Bonchi e bucuros și spune echipei, slăviți să fie Domnul, ne-a ascultat Domnul rugăciunile, mâine va fi ziua cea mare. Se culcă Bonchi, abia poate să doarmă de bucuros, de entuziasmat și noaptea are un vis. Și în vis se face că intră undeva într-o casă mare, în spatele casei erau curte de asemenea și era un lac și era plin cu crocodile acolo. Și spune, m-am văzut în lacul la cu crocodil, mușcându-mă și m așa m-am trezit. Doamne, ce-o fi asta? Se duce Bonche la a doua zi, la casa celui bogătan din Nigeria, magnat al petrolului, se duce Bonche la el, îl primesc ăla cu onorul, cu masă, cu casă, o casă imensă. Și bă, de unde știu eu casa asta? Stai să că am văzut -o undeva. Și merge în spate, merge în curte și vede un lac și bogătanul ăsta îi spune, zice Bonche, hai să vedem ce aici. Alții au păsări de cum, chestii, ha, uite crocodili. Era acolo, era o, o, baltă plină cu crocodili. Și în momentul ăla când stă cu balta aia în față care îi prinde crocodili, îi spune omul ăsta de afaceri, îi zice, bonche, vreau să-ți ofer bani, cât ai nevoie? Dacă ai nevoie de un milion de dolari, îți dau, spune cât ai nevoie pentru cortul ăla, pentru ce vrei să faci. Și în momentul la bonche, știind că Dumnezeu nu a știut, a spus, omule, n-am nevoie nimic de la tine. Cum adică am nevoie, dar nu de la tine? Mulțumesc Dumnezeu, mi-a spus, nu, vreau să plec. Pentru că, dragii mei, momentul în care trebuie să scalci principiile, aia nu mai ofertă, aia cursă. De ce trebuie să refuzăm anumite oferte, dragii mei? Nu doar că, pentru că ne cer să ne călcăm principiile, dar mai apoi, dragii mei, din cauza prețului pe care ajunge să-l plătim. Ține cont de prețul pe care îl vei plăti dacă accepți oferta aceea. Există un preț, există o notă de plată, există o factură pe care va trebui să o plătești mai devreme sau mai târziu. Care e prețul plătit de Iosafat? Dumnezeu se mânie pe el. Mâniea lui Dumnezeu. Chiar vrei să tragi mânia lui Dumnezeu peste tine? Mai mult de atât, uitați-vă, un alt preț este înfrân pe câmpul de luptă. Un alt preț uh, uh, îți faci dușman inutili. N-aveau sirenii nicio treabă cu Iosafat. Dar din momentul ăla, dragii mei, imaginați-vă ce antipatie iau sirenii pe omul ăsta. Intri într-o luptă care nu este a ta. Mai mult de atât, îți pui viața în pericol. asta sprețul, prețul, ascultă-mă, e un preț scump pe care va trebui să-l plătești. Dragul meu, vreau să spun ceva, indiferent de oferta care ți s-a făcut, poate recent, mai curând, înțelegi un lucru. Că dacă scași principiile, vei ajunge să plătești un preț. Deci de aceea, de aceea trebuie să refuzi ofertele care vin din partea celor oricât de frumoase ar suna, ascultă-mă, din cauza principiilor pe care poate trebuie să le calci, din cauza prețului pe care trebuie să-l plătești, trei, din cauza potențialului pe care îl rosești. Când accepti o ofertă pe care diavolul ți-o face, mascat, prin interpuși, poate prin persoane care sunt familiarizate cu tine, pe care îi cunoști, față de care ești foarte deschis. Ascultă-mă ce spun. E un mare pericol să irosești potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. În această luptă, dragii mei, Iosafat, pe lângă faptul că își pierde timpul, care e o resursă extraordinară din partea de Dumnezeu, își pierde foarte mult timp în această luptă inutilă. Dar, dragii mei, și ce mai pierde Iosafat? Pierde foarte mulți soldați din propria lui armată, într-un război în care nu trebuia să meargă Pierdem, dragii mei, timp, pierdem resurse importante în lupte care nu ne privesc pe noi. De a fi foarte atent când diavolul îți face oferte. Gândește-te că există un potențial pe care îl rosești. Putea oamenii ăștia foarte bine să-i să ducă într-o altă luptă în care chiar trebuia să se lupte. Pierdem atât de mult, dragii mei, ne rosim potențialul. Diavolul a văzut potențialul, de exemplu, gândiți-vă în Elvis Presley. Știți că Elvis Presley a crescut de mic în biserică? Există o înregistrare cu el undeva la 14 ani cântând Mărețu Har. Vorba ți se ridică face pielea de găină. Credeți că diavolul nu a văzut potențialul din Elvis Presley? Pă da! Și ce e ciudat? Că uneori diavolul vede potențialul și oamenii din biserică nu-l văd. Noi nu-l vedem potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în oameni și îl vede diavolul. Și el dragii mei, primește oferte tentante din partea diavolului și începe să, să câștige foarte mult, începe să fie cel mai popular om al vremii, câștigă discuri de aur după discuri de aur și de platină, Hall of Fame, recorduri, recorduri peste recorduri, dar moare absolut degradant. nu e singurul caz, Whitney Houston, o voce extraordinară, care a început să cânte în biserică de mică, cântat în biserică, în corul de gospel, și cele din urmă, Diavolul a văzut potențialul din ea. Cu vocea asta, nu las, o să cânte în biserică, că dacă cântă în biserică îmi face probleme. Hai să o trag. Bani, faimă. Diavolul vede potențialul. Și vrea să ți-l rosești în lume, pe plăceri. Dumnezeu a pus darul în tine, ascultă-mă, Dumnezeu a pus darul în tine. Potențial extraordinar pe care diavolul ce vrea să faci să-l rosești, să, să nu-l folosești în slujba lui Dumnezeu. Apropo de ofertele acestea, am început cu oferte. A fost un moment definitoriu. Când m-am mutat în Oradea, în urmă cu aproape șapte ani de zile și eram un proiect cu Biserica Geneza, știți, nu ne-am adunat într-un într grup mic de de casă, pe Nicolae Jiga. Am acolo fratele Aron, în de rou, o, o cameră din aia de, cosmetice, cosmetică, mirosea acetonă, nu o să ui niciodată, nu o să ui mirosul ăla, așa, așa, parcă așa cum al simt. Așa am început o biserică, într-un salon de cofiură. Și ne adunam acolo, eram o mână de oameni. Un an și ceva de zile am fost o mână de oameni. Cei care au fost veterani biserici și pot aduce aminte. Momentul ăla, după câteva luni de zile, vă spun, vedeam o mică sămânță acolo, ne uitam, oare ce o să fie, Doamne, sigur? Am fost chemat să mă duc undeva peste ocean în Canada și în America să slujesc pentru lună jumate. Și țin minte că o biserică în lume s-a ocupat de mine extraordinar. O săptămână jumate a fost ca în sânul lui Avram. A zis, bă, dar ce, ce se comportă ăștia așa fain cu mine? Bă, ok, bă, ce i-a dat? Vă spun sincer, dacă străluntam tot, păi ce e așa multe. Știți, când e exces de bunătate, ceva nu în regulă. Și tot mă gândeam, bun, ce vor? După o săptămână jumate, înainte să plec mai departe în turneul pe care îl aveam în America, veni la mine un grup de frași și a zis, frate, dar noi vrem să spunem ceva, ce? Uite, noi... Uh, ne am vrea să vii păstor la noi. Și vreau să spun, zice, din start, unu, casă, uh, mașini, nu una, două, cât trebuie, salar, cât vrei. Suntem dispuși să-ți oferim, pentru că noi credem că ești omul pe care îl căutăm, ne rugăm și ești omul pe care îl căutăm. Tot așa mi-au zis și ei, mai gândește-te, rogă -te Domnului. Wow! au zis, nicio problemă și dacă trebuie să, nu trebuie să dai răspunsul azi, mâine, dar dă-ne o perioadă de timp, o săptămână, două, o lună, dă-ne o fereastră de timp și dă-ne un răspuns. Am venit, am venit acasă, când am aterizat la Cluj, m-am speriat, asta e România. Am ajuns aici, înapoi în Oradea și cred că e o experiență pe care nu am mai împărtășit-o ca biserică. Țin minte că m-am dus la, la, la grupul de casă, că era Biserica Geneza atunci, în faș, în stadiul de proiect. Eram 10-12 oameni. O chitară era, Corneliu era venit pe acolo, l-am arondat cumva la început. Și mă uitam și am zis, Doamne, ce facem noi aici? Casă, masă, mașini, două rânduri de bilete pe an dus întors, vacanță. A fost o perioadă de câteva zile când am fost foarte frământat. Știți ce mi-a vorbit Dumnezeu într-o noapte? Am citit Scriptura, m-am rugat și Dumnezeu mi-a vorbit așa. Dorel, dacă te duci, o să ai o viață bună, lipsită de griji pământești. Dar îți vei usca sufletul. Și mai mult de atât, îți vei irosi tot potențialul pe care l-am pus în tine. Și darul pe care l-am pus în tine, îl vei sufoca. Atât de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să spun nu. Să ne înțelegem, oamenii erau bine intenționați. Atât de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să spun nu, deși n-am spus-o ușor, când erau 10 oameni. Pentru că ceea ce văd ochii mei astăzi și ceea ce se va mai întâmpla aici, ceea ce Dumnezeu are pregătit aici pentru lucrarea Geneza pe mai departe, e mult mai mult. Da, probabil că astăzi aș fi fost de 200 de chile, probabil că făceam concediile până Hawaii, probabil că n-aș fi avut probleme cu, cu rata sau cu altceva, dar ascultă-mă, n-aș fi avut niciodată bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă aici. De aia știu că creu, îi creu ispititorul lor să spui nu, dar crede-mă, dragii mei, voi Dumnezeu, din cauza potențialului pe care îl rosești, din cauza principiilor pe care le vei călca, din cauza uh, prețului pe care îl plătești. Și vreau să închei spunându-vă, mai există un motiv pentru care, și cu asta ne apropiem de încheiere, mai există un motiv pentru care va trebui să spui nu. Oferte pe care trebuie să le refuzi. Și din ce cauză? Din cauza, atenției a porților pe care le deschizi. Din cauza porților pe care le deschizi. Acum, dragii mei, la ce mă refer aici? Fiți foarte atenți, dacă mai puteți. Când Iosafat acceptă oferta ca fiul său Ioram să se căsătorească cu Atalia, fica cui? Nu era numai luahab, A cui mai era fică? Cine era mama Ataliei? Știți Biblia? Și cine era? Iza? Izabela. Ori să o aduci pe Izabela la tine la masă are consecințe. Ascultați-mă când Atalia, fica Izabelei, a venit în casa lui Iosafat ca noră și a venit la Ierusalim din Samaria. Nu a venit numai ea ca persoană. Știți ce o mai adus cu ea? O adus Duhul lui Maică sa. Nu știu dacă ați auzit de Duhul Izabelei. Izabela ca persoană a murit. Dar în spatele Izabelei a fost un Duh pe care oamenii lucrarea lui Dumnezeu și astăzi, în timpul unor rugăciun de eliberare, îl regăsim. Duhul Izabelei e unul dintre cele mai sporcate și obraznice duhuri care lucrează împotriva Bisericii lui Dumnezeu, Duhul Izabelei, care compromite lucrarea lui Dumnezeu, care vrea să reducă la tăcere lucrarea lui Dumnezeu și pe oamenii lui Dumnezeu. Când Iosafat acceptă oferta ca băiatul lui să se căsătorească cu Atalia, fica Izabelei, ascultați-mă, în casa lui noi intrat a deschis porțile numai pentru onoră. A deschis porțile pentru întreaga lume demonică. Și auziți consecințele? Dacă nu mă credeți, 2 Cronici 21 cu 1. și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosafat a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu fiii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ioram. Ioram avea ca frați fia lui Iosafat pe Azaria, pe Iel, pe Ahaz, pe Zaharia, pe Ahazia, pe Micael, pe Șefatia și pe toți fiii lui Iosafat, împăratul Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur, în lucruri împreună cu cetăți întărite în Iuda. Dar împărăția a lăsat-o lui Ioram, pentru că era întâiul născut. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său, Iosafat e un om bun. Când a luat în atenție, când a preluat puterea, și ce-a făcut primul lucru? Primul gest pe care îl face Ioram. Ce ce face? Când Ioram a luat în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, și ce a făcut? A omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Vă sună cunoscut? Știți cine a mai omorât? Oamenii lui Dumnezeu. și nu au mai omorât oameni fără nicio milă? Pe noi. Și pe Nabot și pe alții? pe sute și poate mii de proroci ai Domnului? Știți cine? Sabela. Numai că de data asta nu era Izabela, era fiica sa care șoptea la ureche, Eu tam, Dar nu se oprește aici. Și ce spune Biblia? Ierom avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui, adică nu ca taie, că casa lui Ahab, de ce? Căci aici, 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 punctul. Căci avea de nevastă pe cine? Pe cine avea de nevastă? Din ce cauză face lucrurile astea? Din ce cauză dă drumul la omor, la crime, la, 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 la manifestări de violență crunte? Și zice ce? Au zis, spune Biblia, explicația. Căci avea de nevastă pe fata lui Ahab, care făcuse ce stă rău înainte lui Dumnezeu. Scultă-mă ce spun când accepti oferta diavolului și când deschizi porțile, nu vine doar o persoană. Vine o întreagă lume a celui rău în viața ta. Pentru numele Lui Dumnezeu închide porțile. Pentru numele Lui Dumnezeu nu acceptați compromisuri. Pentru numele Lui Dumnezeu nu vă negociați principiile. Pentru numele Lui Dumnezeu înțelege că lucrurile acestea au consecințe grave nu-ți compromite principiile din cauza persoanelor. Și ce e frustrant aici? Că, dragii mei, Iosafat se consultă cu zice, bă, nu un, totuși după e 400 de proroci, totuși nu mai este unul. Bă, zice, mai este unul, mica fiul lui Imla, pe care putem întreba voi lui Dumnezeu, cheamă și pe ăla. Și mica îi spune în cele din urmă, știi, dacă te duci la război cu alte cuvinte, vei muri, Iosafat. Ce face Iosafat? Ascultă? Nu. Și ce mi se pare, dragii mei, o cursă mare pentru noi astăzi? este că suntem foarte spiritual când vine vorba de a cunoaște voia lui Dumnezeu și suntem atâta de firești când vine vorba de a o pune în aplicare. Și ce mi se pare foarte ciudat aici este că Iosafat, dragii mei, cunoaște voia lui Dumnezeu, dar nu cedează în fața voia lui Dumnezeu. Omul ăsta se consultă cu Dumnezeu. Hai zice să întrebăm pe Domnul și Dumnezeu îi răspunde, nu te du. Și când Dumnezeu îi răspunde, totuși, Doamne, eu mă duc. Că acum îi cuscru, știi? Mai bine te supăr pe tine decât să supăr pe cuscru. În această zi, dacă ești prins în anumite lupte în care ai intrat din cauza că ai acceptat oferte, pe care diavolul ți le-a făcut prin diferiți interpuși, spune Cuvântul lui Dumnezeu: auziți că Iosafasă se duce la luptă împreună cu Cuscrului, cu Ahab. Și în timpul luptei spune cuvântul lui Dumnezeu că socrul lui e așa de grozav și de bun prieten cu el încât să maschează într-un simplu soldat ca toată atenția și toate săgețile să fie focusate pe cine? Pe dragul lui de Cuscru, nu? Zice, Cuscru, te iubesc mult, dar să te omoare pe tine, că eu vreau să trăiesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce s o să facă înconjurat și toți sirienii aproape înspre el și vor să-l omoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2 Cronici 18, auziți cu 3 când au zărit mai mari carelor pe o Iosafat, au zis, este împăratul lui Israel și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Și ce a făcut Iosafat? A scos un țipăt. A scos un țipăt. Și spune mai departe Biblia, Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Poate că ești prins într-o luptă, poate că ești înconjurat din toate părțile pentru că ai luat o decizie nepotrivită, pentru că ai acceptat o ofertă nepotrivită. Și ce ai de făcut în seara asta? Să strigi către Dumnezeu. Nu îți rămâne nimic altceva decât să strici către Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, ce face Dumnezeu? Am nevoie, Isus. Haideți să ridicăm o picioare. Se dă o luptă puternică în mintele unora de aici. Sunt conștient de faptul că Dumnezeu mi-a direcționat Toată atenția spre acest text, spre acest mesaj. Pentru că sunt aici oameni care sunt prinși. Pentru că sunt oameni expuși în locul acesta în fața unor oferte irezistibile. Diavolul ți-o ți -o, ți -o prezintă, lumea ți-o prezintă ca fiind una de neratat, de nerefuzat. Dar ascultă-mă ce spun. Te rog, mai gândește-te odată, ești în prezența Lui Dumnezeu, mai, când, mai, mai cumpănește bine de tot ce ai de gând să faci. Pentru că dacă accepti oferta diavolului, ascultă-mă ce spun, nu numai că vei călca în picioare principiile Lui Dumnezeu, nu doar că va trebui să plătești un preț și va fi scump și amară cele din urmă, dar ascultă-mă ce spun, vei deschide niște porți în viața ta prin care cel rău va avea acces și te va distruge cele din urmă îți va distruge moștenirea, îți va distruge tot ce vrei să lași în urma ta. Pentru numele lui Dumnezeu nu vă compromiteți, pentru numele lui Dumnezeu în această seară. Dragii mei, stăm în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, oprește-te, gândește-te bine. Refuzați orice ofertă pe care diavolul vă aduce, indiferent prin persoana prin care o aduci. O să-ți aducă prin oameni care ți s dragi. Și nici măcar ei nu conștientizează că sunt folosiți de diavolul de fapt în spatele persoanelor, uită-te atent la cine le promovează, la ideile care sunt promovate, la, la, la ce te, unde te duce oferta aceea dacă o accepți. Poate că, e, poate că e vorba de un loc de muncă, poate că e vorba de un business, poate că e vorba, ascultă-mă, de o relație, poate că e vorba de ceva unde vrei să faci să te apuci. Nu știu în ce, în ce stadiu, nu știu care este oferta pe care diavolul ți-o adus -o în seara asta sau zilele acestea sau pe care ți-o va aduce săptămâna asta, pentru că unii o să aveți, zilele următoare o să aveți oferta asta. Dumnezeu spune în această zi, ascultă-mă, consultă-te cu mine. Pentru că Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți trimite pe mica. Dumnezeu îți vorbește, ascultă-mă, întrebarea este ce faci? Nu te mulțumim numai să te consulți cu Dumnezeu, trebuie să cedezi în fața voii lui Dumnezeu. Va trebui să ai decizii. Care e decizia pe care o vei lua? Mă rog în numele Lui Iisus Hristos în seara aceasta să refuzi orice ofertă care vine din partea diavolului și vreau să-ți fac o ofertă mai bună. Îmi dai voie să-ți fac o ofertă bună seara asta? De fapt, nu o fac de la mine. Vreau să spun cea mai bună ofertă din viața ta, dacă n-ai acceptat-o până acum, dacă n-ai auzit de ea până acum. Cea mai bună ofertă. Lasă toate celelalte oferte, ascultă-mă ce spun. Cea mai bună ofertă din viața ta este asta. Marcu, capitolul 8, cu versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu există o ofertă mai bună pe care o poți primi în viața asta. Dacă n-ai acceptat oferta lui Dumnezeu, acceptă-o în seara asta. Domnul Iisus Hristos în această seară îți oferă veșnicia. Îți oferă cruce, ascultă-mă, pe pământ. Și de ce? Ca să poți să ai parte de har în cer, de binecuvântare. Veniți la Isus. Acceptați oferta lui Isus în seara asta. Respingeți ofertele diavolului pentru numele lui Dumnezeu. Spuneți, știi, nu voi vinde principiile pentru nimeni și pentru nimic. Mamă, tată, soră, frate, oricine ar fi. Nu voi compromite principiile. Nu am de gând să plătesc prețul pentru neascultare. N-am de gând să plătesc costurile neoferte din partea diavolului. Nu vreau să plătesc. Nu vreau să o decontez. Știu că e o luptă care se dă în mintea ta să ofer, să nu ofer, să accept, să nu accept. Eu cred că ai motive și avem motive să ne rugăm în seara asta. Te rog să te gândești în momentele astea, în rugăciunea aceasta, Doamne, dă putere să spun nu. La ce tu spui nu? Să spun da la ce tu spui, da. Avem motiv să ne rugăm? Nu-ți rosi potențialul, nu-ți pierde principiile, că nu mai rămâi cu nimic. Haideți să ne rugăm, domnul.